recomand litoralul în aceste zile, pentru că e vreme destul de bună acolo și mai cald astăzi față de ieri. Temperaturile vor urca în stațiunile de pe litoral până la 30, poate chiar 31 de grade Celsius. Dar avem în vigoare informarea meteorologică de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă pentru toată țara și va fi în vigoare până în această noapte la ora 23. Astfel că vor mai fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, ploi ce vor avea și caracter torențial. În unele zone cantitățile de apă pot depăși 40 de litri pe metru pătrat și n-ar fi exclus să fie și căderi de grindină. Astfel de fenomene se vor semnala cu precădere în zonele montane, în zonele de deal și local în restul teritoriului. În capitală o vreme instabilă și aici, dar abia în orele după amiezii spun cei de la ANM că e posibil să plouă, să fie descărcări electrice și intensificări ale vântului. Până atunci soare. Temperatura de astăzi se va situa în jurul valorii de 32-33 de grade Celsius și mâine vorbim de aceeași temperatură, dar aceeași vreme instabilă. Poi mâine se răcește ușor, nu va trece de 29 de grade și din nou sunt anunțate ploi în a doua parte a zilei. La malul mării, așa cum spuneam, o vreme bună, după amiază sau spre seară, posibil să plouă pe suprafețe mici, temperaturi de până la 30 de grade. La munte, în schimb, aici o vreme mai capricioasă, vor fi averse, descărcări electrice, cantități de apă mai însemnate și intensificări ale vântului. 24 de grade pe Valea Prahovei, 17 grade în Ceahlău. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți cu noi, după publicitate revenim.